Hei, eu, toată lumea, bine m-am regăsit la o mică poveste unde am să vă spun cum am început eu să-mi placă mie bicicleta. Să fiu atât de pasionat încât să cred că poate să fie un drog. Și, na, și am un anunț de făcut. Vlogurile în care nu o să merg pe bicicletă o să fie filmate cu telefonul. Dar bike vlogurile și bike challenge-urile, că o să fac și din alea, o să fie filmate cu camera. În fine. Și să nu vă spuneți de mine, nu am ciumă bubonică, dar sunt niște coșuri aici și aici care le-am spart prea tare și mi s-au făcut răni. Deci să începem cu povestea. Eu de când eram mic, mereu, dacă îmi făceam prieteni noi, asta când am început să merg pe bicicletă, de pe la vreo 4-5 ani. Și după, am învățat să merg, ieșeam prin fața casei, mă plimbam și, mai veneau prieteni pe la mine. Pe atunci de când am fost, nu am avut eu atâția prieteni. Doar să vă spun și povestea mea și una este una chiar tristă. Am să fac un videoclip special. Și îi întrebam dacă iau bicicletă. După ce ne cunoșteam, chestii trestii, socotelele alea, îi întrebam, auzi bă, dar tu ai bicicletă? Și dacă zicea da, dădeam mâna cu el și ziceam, cei mai buni prieteni. După... Am câta muzică pe fundal, scuzați, dar nu contează să facem și noi videoclipul, mai am să. După, începeam să-i băzăi la cap. Tot se reclama în gură. Scuzați reclama. Îi ziceam, bă, hai afară cu bicicla. Îi băgau scuze că nu știu, nu le prea plăcea lor bicicleta. Băgau scuze că, mamă, că am pană, că nu știu ce. Hai să-ți văd bicicla că ți-o fac eu. Deci am eu așa la mișto, că nu știam pe atunci, la 4-5 ani, să fac eu bicicle. Trebuia să fiu al mai. În fine, după mergeam. Bă, dar de ce nu vrei să ieși cu bicicleta? E cel mai bun, e cel mai tare lucru de pe lume. Ce? Păi nu, că pentru mine e ca un orice lucru, ziceam. Bun, faci ce vrei, eu ies cu bicicleta și mă plimb. Ori vii pe jos, ori... Na. Și atunci m-am înțeles foarte bine cu un băiat. Nu vreau să-i dau numele pentru că poate se supără și... Na, acum, uite, nu-l prea mai văd pe afară. De supărat pe mine, nu știu dacă e supărat pe mine, că nu l-a supărat cu nimica. Dar... Na, în fine. După... Îl mai văd uneori... Când se mai duce la școală, dar nașpa. Nu mai am ieșit cu el. Se vede acolo o poză cu o amintire foarte frumoasă, dar și urâtă. În fine. Și-s doi, nu e unul. Și-s doi. În fine. După îi întrebam... Să revenim la poveste. După îi întrebam... Auzi, dar ai supărat pe mine de ce? Da, de... mă scuzați că mă bâlbui. De nu fi cu bicicla. Și după... Ziceau ce ziceau... ca să se scape de mine, își aduceau bicicla, o lăsau în drum lângă a mea și stăteam și ne făceam planuri pe unde să ne plimbăm. Deci eu la 4 ani, 5 ani, respectiv 4 ani jumate, îmi făceam planuri pe unde să ne plimbăm și noi ne plimbam numai până la colțul străzii și înapoi, până în față la mine. Deci atâta, mai mult nu. Și noi ne făceam planuri. Pe atunci nu știam noi atât de bine. Noi ziceam că dacă mergi fără o mână, era mare schemă pentru noi. Sau dacă mergi să ții picioarele de pe pedale, iar mare schemă ce e. Dar după ne-am dat noi seama și am văzut videoclipuri pe net. Atunci, prin 2010, de-abia se aflase YouTube-ul și
era... Toată ziua eram pe el, căutam, nici bine nu știam să scriu. Scriam, băteam așa, numera la bungheală, na. Dădeam și... Îmi dădea ce îmi dădea odată, nu știu cum am scris, am apăsat pe MBT. Ăla n-o spus să uit niciodată. Și mi-au dat bicicletele. Și am văzut pe... un bike vlogger la care mă uit și acum. Îl am pe un alt cont, nu m-am uitat la el de... Mă mai uit când mai îmi dă la recomandate, dar așa... Pardon. Așa, nu prea... mă uit, am început să mă uit la Fabio Wimber. Chiar sunt fanul lui și îmi place ce face prin anumite țări. Cum a fost în Turcia, cum a fost în Franța, în Germania, în toate astea. Și chiar îmi place ce face și îl încurajez. El normal are 3 milioane și ceva de abonați, dacă nu mă înșel. Da, în următorii ani, fuck, mă enervează laptopul. Ai putut mulți mătii. În fine, se aude o voce că iar îmi intercalează site-ul. În fine, după... peste câțiva ani, când am aflat și eu ce înseamnă să fii biciclist adevărat, am început să mă uit, să învăț cum se schimbă o roată, cum se dă roata jos, cum se dă cauciucul, cum se schimbă o cameră, un cauciuc, o casetă de viteze, un schimbător, un deraior, toate astea. Și de atunci am început deja să îmi intre... bicicla în suflet. Și până acum, în prezent, am 14 ani și a ajuns bicicla pentru mine ca un drog. Am prieteni care îs pasionați de biciclete și mă mint. Le place să se plimbe cu bicicleta, dar nu ca mie. Eu vreau mereu să mă duc, nu să merg pe asfalt, să merg pe drumuri forestiere, să merg pe dealuri, să merg să fac downhill, mai ales downhill-ul, moartea mea. N-am eu biciclă de downhill, e de enduro, nu e una profesională, e semi-profesională, dar pentru mine nu contează dacă e de firmă sau de brand sau firmă-brand, același lucru. Dracu, se aude. Nu știu dacă se aude pe cameră. Nu știu ce face vecinul. Are... bă, să fie bicicle și să meargă mântere. Și mai ales sunt pasionat de full suspension. Deci, hardtail-ul, am avut și hardtail, am avut și dirt bike, am avut și jump bike, am avut și BMX, dar cel mai mult m-a impresionat full suspension-ul. Și numai pe full suspension o să rămân. Pentru că este și confortul și sportul este mult mai extrem. Ale hardtail îmi plac pentru rezistență și viteză. Pentru că dacă ai numai o suspensie pe față și ai reglabilă, mergi pe asfalt, o blochezi, te duci vânt. Full suspension-ul, dacă le ai blocabile și pe spate și pe față, ceea ce eu n-am, dar o să-mi vină în vreme, o să fac eu un proiect fain din asta. Numai frânele, nu găsesc, mă, niște frâne V-break hidraulice. Știu că există și are și un prieten, dar nu găsesc, mă. Și dacă știți voi, scrieți-mi în descriere pe ce să ai să caut. Aș fi până în vreo 2 milioane să dau. În fine, vreau să-i fac pe bicicla asta, să o fac una adevărată de downhill. Dacă nu de downhill, de enduro. Enduro e un pic mai ieftin ca downhill-ul, pentru că downhill-ul este atât de scump
Cea mai scump lucru din downhill e amortizorul și furca. Cum Sfan RockShox Boxer la downhill și la... bun, am la downhill prefer două firme de furci. Fox-ul și downhill-ul. Și stați puțin că revin într-o secundă pentru voi, în 5 minute pentru mine. Ok, am revenit. Unde am rămas? La firmele mele preferate. Îmi place Fox, pentru că are acel Fox 40 pe aer. M-am cărat pe o bicicletă de genul full Fox. Nu-mi place Fox-ul, nu-mi place pe spate. Pe spate e mult mai tare ca RockShox-ul. Dar de preferat, firma mea preferată ar fi RockShox-ul. De la Fox îmi place numai furca. Fox 40. Are cursă de 180. Dar zici că e de... Opa, să mă trag mai așa. Dar zici că are... Mergi pe unor. La RockShox. RockShox Boxer-ul ești pe un or și are furcă de 210. Cam așa are cursa. Și... Na, trecem de asta. Am niște amintiri de astă vară, de când am ajuns să plec de dimineață și să mă întorc seara. Astea s-au întâmplat recent, cam acum vreo 2-3 luni, prin septembrie. Și am mers printr-o pădure. Cei din Bucșa, majoritatea știți unde e Citatea. Am niște prieteni care nu știu deloc unde e Citatea. Dar dacă se uită un băiat, nu vreau să dau nume pe canal, pentru că nu știu dacă o să le placă sau nu. Și mai bine nu dau nume. Deci am mers în Montana, unde e Cetatea, nu Bașii în Montana, cam din Bocșa Română am plecat, am urcat pe la Cetate și de la Cetate am ajuns tocmai în Montana. Și cât am înjurat și am blestemat și m-au venit să arunc bicicla în vale și mamă, deci am zis, m-am jurat strâmb, ce-i drept, că nu prea să eu cu jurămintele. Că nu mai merg pe acolo. Dar dacă vreți, dacă o să ajung vara asta, acolo, neapărat fac videoclip. Fac videoclip și numai să vă arăt unde am urcat o porțiune. Și nu știu dacă mă credeți, dealul de la Cetate, știți cât e de abrupt. Fin, dar abrupt urât de tot. Așa e. Și nu exagerez. Așa e de... abrupt. Dacă nu l-am putut urca, mă. Nu l-am putut urca. Dar abia l-am urcat. Am fost eu cu mai un băiat și încă un băiat. Și... Na, cam atâta. Pe acolo am zis că nu mai calc. Să urc Cetatea aia, nu mai calc. Cetatea a fost cel mai greu. Am stat pe o pantă de vreo 10 metri, 2 ore să urcăm. N-am putut să urcăm. Și, na, aia a fost cea mai mare pățanie mea. Iar am o pățanie, asta vă spun pe scurt și vă spun atâta. 95 de bicicliști. Atâta vă spun. O să vin în următorul videoclip. Îl filmez chiar după și cred că ori tot astăzi îl postez, ori mâine. Nu știu, chiar nu știu. Deci, am fost acolo și de acolo v-am zis că nu mai calc în vecii vecilor. Deci, na, v-am explicat cum am devenit eu pasionat de mountain bike. V-am explicat traseul ăsta greu. V-am explicat cum, ce prefer dintre Fox și RockShox, dar le prefer pe amândouă. Fox pentru furcă, RockShox-ul și pentru furcă și pentru ăla. Și pentru amortizare. Deci, cam atâta. Eu am fost Darius, voi ați fost biker, scuzați-mă,
până data viitoare, v-am lăsat!